și înainte. Ceea ce suntem noi astăzi în acest domeniu este rezultatul deciziei generației din anii 60, generația hippie. Bun, aș putea să vorbesc pe tema asta și am putea să punem filme, am ales să nu o facem. Poate altă dată, dacă vreți să vedeți grozăvia acestor boi, cum e să ai 13 ani, să te distrezi, să fie totul frumos, o distracție scurtă, da, până la urmă, după aia cu o grămadă de probleme emoționale, da, cu un nume prost, mi-aduc aminte de o fată care era în clasa 12-a, plângând la sfârșitul unui seminar, mi-a zis, domnule doctor, așa îmi spunea mie, tot liceul mi s-a spus că sunt o curvă, că sunt o prostituată. Nici măcar nu s-a întâmplat niciodată nimic. Când eram în clasa 9, am făcut niște lucruri care mi-au atras această etichetă. Un nume pe care să ți-l pierzi. Și societatea așa este, e pasivă. Asta e cuvântul folosit de mine. Te încurajează să faci anumite lucruri, după care atunci când întâmpini probleme, sarcină, avort, boli, îți dă cu piciorul, râde de tine, te arată cu degetul. Asta este adevărul despre această experiență. Un bagaj de trăiri, dragii mei, un bagaj inutil de trăiri împovărătoare. Inutile, frică, rușine, relații distruse, relații cu părinții. Oricum, relațiile se distrug mai dinainte, o să mai vorbim despre asta. Relațiile cu viitorul partener. Noi nu facem decât să ne pregătim pentru divorț. Noi nu facem decât să exersăm infidelitatea. Asta facem și în biserică și în lume. Noi nu facem decât să trăim ca Samson. Ia-o că-mi place. Nu? Acest instinct, acest imbol interior, nu de a trăi conform plăcerii proprii. Așa noi asta facem. Noi ne exersăm un stil de viață care va fi apoi în căsătorie. Unde valori cum ar fi fidelitatea. Să fii fidel, să fii consecvent. Să refuzi orice. Ca să-L onorezi pe Dumnezeu și să-ți cinstezi soția sau soțul. Asta trebuie început înainte de căsătorie. Închei cu două concluzii. Am vrut să vorbesc așa ca o platformă despre faptul că tematica intimității și a curăției este o tematică necesară în zilele noastre. Și în al doilea rând, am vrut să abordez un pic, în limita timpului, două mari probleme, două destinații fatale pe care poți să le ai dacă iei decizii greșite. Să începe o relație care să te transforme într-o robie de o viață. Poți să ajungi pe țărmuri, nu? Pe oceane de anormalitate. Cu aceste imagini care ne urmăresc în fiecare zi. Iar în al doilea rând, despre această experiență care este oferită astăzi către tine ca soluție, ca cea mai deosebită experiență, este la în cadrul căsătoriei. Și am vrut să spun toate aceste lucruri pentru următoarele două concluzii. Decizia de a spune nu, un nu ferm, un nu categoric, e ca și cum în dimineața aceasta v-aș spune, cum ar fi dacă v-aș propune ca peste 5 ani să vă imaginați că luați un bebeluș în brațe, îl aruncați pe jos, pe pământ și cu piciorul dumneavoastră îi striviți capul. Puteți să vă imaginați că ați fi capabil de așa ceva? Nu. Și nu o să o faceți niciodată. De ce? Pentru că niciodată nu o să mergeți în direcția aceasta. La fel de hotărâți, la fel de ferm conviși, trebuie să fiți în relație cu aceste două experiențe. Experiența imaginilor și experiența intimității cu o persoană reală. Atunci când spui nu categoric, atunci când refuzi inclusiv stilul de viață care îți pregătește drumul, nu? Spre relația, spre experiența finală, atunci ești în siguranță. Decizia de a spune nu pornografiei și experiențe sexuale nu se bazează pe valori depășite. Nu, dragii mei. Lumea asta poate să schimbe cum o vrea. La televizor deja asistăm la apropouri, mai mult sau mai puțin, evidente despre comportament în intimitate anormal, împotriva firii. Lumea se poate schimba, poate să ajungă cum vrea. Cuvântul lui Dumnezeu pe care ne bazăm viața rămâne același. Valori cum ar fi fidelitate, cum ar fi curăție, cum ar fi puritate. Valori ca abstinență rămân întotdeauna în picioare, nu sunt valori depășite. Putem să nu deschidem deloc Biblia, să vorbim numai de ceea ce ne oferă lumea în care trăim. Genera problemele acestei lumi. Și putem spune cine să decide să spună nu pornografie și da pentru abstinență. Ia o decizie înțeleaptă. Mai mult, își permite să-și urmărească visul. Voi aveți cu toții un vis, ca tineri. Un vis și un plan pentru viața voastră în acord cu voia lui Dumnezeu. Când spui nu acestor lucruri, îți permiți libertatea de a trăi liber. Libertatea de a merge pe drumul pe care ți-a dat Dumnezeu.
de a gusta din provocările vieții care nu te încarcă cu vinovăție, de a-ți alege cariera profesională pe care vrei tu, de a merge în misiune dacă Dumnezeu te cheamă acolo. Da? Un stil de viață liber de tot felul de probleme. Și în al doilea rând, și a doua concluzie, tragedia mare pe care o trăim astăzi nu este că ne murdărim. Am mai spus-o și acum o lună. Nu este că ne intersectăm cu acest domeniu al imoralității prin imagini. Și tragedia mare este că atunci când Dumnezeu ne cercetează și ne spune că suntem pe un drum greșit, atunci luăm decizia de a merge mai departe așa. Atunci nu ascultăm. Dumnezeu să ne dea har în această dimineață și în această zi, să ne vorbească în așa fel încât la sfârșitul zilei El să fie lăudat, cinstit, iar noi să fim binecuvântați prin ceea ce auzim și deciziile la care suntem provocați să le luăm. Amin. Amin.